Bună dimineața și bun găsit la Biu. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm despre noutățile din zona agriculturii. Iată despre ce este vorba. Săptămâna aceasta, negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la revizuirea directivei privind emisiile industriale, precum și la noul regulament privind portalul de emisii industriale. Scopul este de a combate în continuare poluarea aerului, a apei și a solului cauzată de instalațiile agroindustriale mari, care poate duce de asemenea la probleme de sănătate, cum ar fi astmul, bronșita și cancerul. Noile norme vor face obligatorie stabilirea celor mai stricte niveluri de emisii care pot fi atinse și vor determina fermele de animale, de exemplu, să se concentreze mai mult pe eficiența și reutilizarea energiei, apei și materialelor, pe lângă faptul că vor încuraja utilizarea unor substanțe chimice mai sigure, mai puțin toxice sau netoxice în procesele de producție, prin intermediul unor obiective de performanță în materie de emisii sau de mediu. Unele ferme au început deja să se alinieze standardelor înainte de apariția reglementărilor noi. No, but thank you very much for having us, because we heard so much about your farm, that it's sustainable, circular, that it's family run, that you have a good fun with the family, right, to be here, and that you kind of are really living the Green Deal in reality, that you are showing how, you know, how you can be a successful best, farmer, right? and use the nature at its best. And we are of course looking for the best possible examples, because we feel that we need to build this new consensus about the future of farming in Europe. It's now very intensely debated topic, and as you know, we are preparing this strategic dialogue about the future of farming, and therefore I'm very much obliged to you for your visit you made to Berlaymont, but also to the visit here. And we are talking to the farmers of different sorts, small, big, organic, family, or as you are, a very sustainable farm, just to pick up the ideas which you can really put on the table and look what we can do together to make sure that you will have solid good income. Те кокошки се разхождат по пасищата от зори до здрач, но също така се радват и на органично произведен фураж без ГМО, без антибиотици, без лекарства, без хормони и други подобни вещества. В Европейския съюз хуманното отношение към птиците се следи много внимателно. Например, на всеки месец ние даваме проби за салмонела. Също така даваме проби и за фураж. Проследяваме нашето производство от фермата до вилицата. Pe de altă parte, regulile noi în domeniul agriculturii ar putea aduce prețuri mai mari pe piață în lipsa unor subvenții serioase din partea statelor pentru acoperirea investițiilor în eficientizarea ecologică a fermelor. Asta în contextul în care deja prețurile sunt mari, iar industriile care beneficiază de producție agricolă se plâng de asta. De exemplu, pentru industria germană de restaurante, costurile cu materiile prime și cu personalul reprezintă între 60 și 70% din venituri, iar costurile cu energia între 4 și 10%. Prin urmare, creșterea prețurilor alimentelor ar avea un impact deosebit de grav asupra industriei. Und da denke ich ganz einfach mal, wird's wahnsinnig schwer in Zukunft wirklich noch ein profitables Geschäft zu haben, weil jetzt haben schon einige zu knapsen und zu knausern, weil einfach mal die Kosten so unermesslich hoch geworden sind, ja, dass wir natürlich mehrere Preisrunden seit 2020 machen mussten, insbesondere im Jahre 22, wo das einfach völlig kollabiert hat durch den Ukraine-Krieg. Ja. Und ja, und am Ende des Tages, denke ich mal, da wird sich viel Spreu vom Weizen trennen. Prevederile directivei privind emisiile industriale ar putea fi extinse la fermele de porci cu mai mult de 350 de unități, la fermele cu găini ouătoare cu peste 300 de unități și la cele de bovine cu peste 350 de unități. Comisia Europeană va trebui să revizuiască până la 31 decembrie 2026 necesitatea de a lua măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru a aborda problema emisiilor provenite din creșterea animalelor, precum și o clauză de reciprocitate pentru a se asigura că producătorii din afara UE respectă cerințe similare cu normele UE atunci când exportă în UE.